Când e vorba de luat, i-a zis, stai liniștit, te rezolv, îți liberez teren, nu mai rămâne nimic. Aici e raiul pe pământ. Aici este raiul. Aici e raiul raiului. Dăm așa și aruncăm acolo. Ia uite aici. Asta pui, dar n-ai cum să-i scoți pe ce uite. Lasă ce vezi la noi. Te așteptai să vezi așa ceva la noi. Ia uite raiul. Toată soba asta, să facem acolo, soba, uite. Soba. Asta cum, tot cu căruța ai adus-o? Sau te-a ajutat? Cu căruța am adus-o în două drumuri. Nu, tavan, ce vrei? Ce vrei să spui de aici? Ce vrei să spui de aici? Ce vrei să spui de aici? Uite. Da, păi scândru, pentru acoperiș. Asta le... Alea... Noi dezvelim lucrarea grea. Vezi? Uite, aici. Astea le punem noi, sticlă. Pe ele. Nu le mai arunc cartură așa. Păi le dau ca să pot să fac lucrarea grea. Astea n-ai ce să faci cu ele. Nu, asta e șifonier. Da. Este un șifonier. El stă așa. Că noi trebuie să lucrăm aici. Ordonat. Înțelegi? Uite. Asta. Dăm așa și aruncăm acolo. Uite. Ia uite aici. Asta pui, dar n-ai cum să-i scoți pe uite. Vezi? I-am băgat și noi. Că plouă, veni și o ploaie atunci, uite, i-am făcut așa, uite, uite scândră bună de foc, de acoperiș, vezi? Ia uite ce e, uite, uite, ia uite, ce vrei să mai zici jos? Hai că ai avut marfă ca lumea de data asta. Da, nu doar de alea scânduri sau ce mai aduceai tu. Nu, și sunt bune astea, sunt bun de foc lejer. De construcție. Să fac casă, casă dulce, casă, nimeni nu te lasă. Bătrâna mea pisică, să-i fac casă să aibă și ea, să intre lui bătrâna. I-am dat să mănânce lui bătrâna. Asta e cea mai mare? Asta e bătrâna lui Ramona. Asta o cheamă Ramona pe asta. E bătrâna noastră pisică, care a băgat-o Ramona în sân, s-a duc acasă, uite, ea e bătrână negrilă. Și ziceai că mai ești până spate? Ți-a mai... Hai să vezi depozit. Hai să o luăm așa. Deci, teoretic, acolo... Nu știu dacă ai loc să intri pe aici. Să intri cu mine. A, intrăm, hai că avem loc. Hai că e loc, stai că-ți fac loc. Nu, stai că am loc, da. Face loc, că avem dat un loc. Nu, dar... Ia uite. Asta e un borcan, nu ne trebuie. Ăla rămâne. Da, s-a rezolvat. Vino cu acest. Aici e raiul pe pământ. Ia uite ce e aici. Aici e raiul. Ăsta e raiul pe pământ. Acum să te ții. Ce ai văzut la fărnire, a avut început o încălzire. Aici e raiul pe pământ. Ai pus și cortină. Aici e raiul pe pământ. Ia uite nașul. Ia uite-te tu ce e. Asta se va trăi, asta când e. Aici e raiul. Aici e raiul pe pământ. Aici este raiul. Aici e raiul raiului. Raiul Domnului Cel Sfânt, care urcă pe pământ. Ia uite. Ia uite aici raiul. Aici e raiul pe pământ. Ia uite ce ești. Ia zi. Lasă ce vezi la noi. Te așteptai să vezi așa ceva la noi. Ia uite raiul. Mă, astea sunt geamuri, uși? De acolo. A, dar tot de acolo. Cu astea cu ce le-ai adus? Cu căruțul. A, tot cu căruțul. Cu căruțul toate. Dar ar Dumnezeu drăguțul să te plimbe cu căruțul. A, și mai... Și pe acolo așa. Ce mai e? Paturi? Geamurile astea, uite, de aici, uite. Ia uite. Astea albe toate au fost geamurile de acolo, uite. Câte geamuri am. Ha? Și uși, ce mai e pe acolo? Uși? Geamurile că ăsta a fost în casă. A, ăsta. Ăsta știu, da, da. O să-l folosim la bucătărie, vedem, îl băgăm înapoi. Și vină pe partea asta să-ți arăt aici, nașul. Dar că nu s-a terminat lucrarea. Dar mai avea niște saltele, ce mai era pe acolo? Am eu, dar aici ar se vede bine, dacă vii. Ia uite. Stai să trec eu în partea aia. Stau, să trec în partea cealaltă, cum să nu? Ia uite aici. Ia uite. Astea aici, ușile. Una, două, trei, patru, cinci uși. Ăsta a fost al nostru.
Ăsta a fost al nostru, ăsta e salteaua de la el. Ăsta a fost colțarul nostru, vezi? Le-am băgat toate aici. După aia am adus soba de teracote, uite, soba dublă. Ia uite cât am mai soba. Dublă soba. Deci, băi, am o soba de teracote, o dărâm, da, mă? O iau. Și am luat toată soba asta de teracote, ia uite aici. Toată soba asta, să facem acolo, soba, uite. Soba. Asta cum, tot cu căruța ai adus-o? Sau te-a ajutat? Cu căruța, am adus-o în două drumuri. De-abia m-am urcat cu spatele, că cu fața nu puteam, că n-aveam cum să urc, că era grea. Știi? Și sunt și soba. Mai sunt și sparte, dar sunt și bune, nu găsești? Nu sunt sparte. A, nu sunt sparte? Nu, asta așa e ea. Uite, am demontat-o cu totul. Eu când am băgat mâna ea, s-a speriat ăștia. Uite, am luat-o cu totul. Când e vorba de luat, i-a zis, stai liniștit, te rezolv, îți liberez terenul. Nu mai rămâne nimic. Uite, aici sob, da, este e cărămidă de șamota asta, asta e bună șamota. Șamota, știi căldură face aia? Dar tu începuse-i soba aia, merg astea să mai adaugi sau nu prea? Aia o demontez înapoi, dar... Ce? Soba. Hai că ajungem la sfârșit la aia. Și de asta e unde se folosește, Artur? Sau păi, geamurile toate asta astea? Asta e soba, geamurile nu, toate. Nu, alea toate. Ce angelul Ramona? Băi, Ramona, fii atent, părerea mea e așa. Că mai am de cărat și azi toată ziua, cred că de la ea. Umbra, ai un pic la soare. Stai așa că... Stai că n-ai văzut în casă ce-am adus. Păi stai, dar n-am înțeles bine. Ce să mai aduci? Păi și șifonierul în casă. Nu, dar ce să mai aduci? Ești că mai ai de cărat. A, mai am. Ce să mai cărat? Sunt grijele la tavan care să nu-i le dea... Sunt șipcile, niște fiare vechi are pe acolo, că n-ar ce face cu ele, iau și pe alea. Dacă mine de le iau, știi? Așa... Așa? Și atât, îi luat toată casa. Mai are o sobă aia bucătării unde montez și pe aia plita să o iau. Mai să-l aduci pe el aici, ai. Soba cealaltă și după aia să ne apucăm să facem lucrare grea aici. Eu m-aș bate gândul să fac camera aici. Dacă n-aș face, eu, dracu, dacă n-aș face aici, n-aș. Dar cam trebuie să strângi, dai foc la astea, da. Eu cred că mai bine ar merge camera făcută aici. Nu-i se pare? Ce zici după tine? Pe terenul ăsta unde ziceai tu că a fost magazie și mai drept și care și turna ceva, nu? Asta Gheorghe Aldiții cu mortăți, băgădasul. Era unul care îl luase bunicii mei, știi? Și stătea aici. Acum ar mai fi o variantă și în partea aia altă acolo. Acum ai de beton. Prea multe variante. Nu știu unde. Acum ai materiale, dar... Nu știu unde va camera. Nu m-am decis. Mi-a zis cineva, mai bine pun fă o păruos, mă. Și o mus de acolo-colo. Nu, mă, dacă o fac ca lume, trebuie făcută bine, știi? Că e păcat de materialele astea, că dacă le-ai apucat, le-ai scurtat, le-ai stricat, da, nu mai le... Eu zic că până acum nu aveam de ce faci, hai. Și știi ce pot să zic? Că mi-a zis cineva, fii atent la mine, ce poate băiatul ăsta să da materialele astea acum, să te încerce, să vadă. Bă, eu i-am dat, că până cu cea care ar face camera n-are dânce. Acum i-am dat eu material, să vedem acum, dacă are material, vedem dacă poate să dacă face acum. Ca cu are dânce, știi? Și trebuie luat niște pătrați drepți, că nu poți să pui chenarul la acoperiș din rături. Da. Numai bine, o să ia Ramona banii, cred că astăzi, o să mă să iau și mă duc la depozit și iau material, iau pătrați. Dar nu găsești pe acolo? Am văzut că erau și niște pătrați, sau nu sunt exact nu, la... Nu, dar nu sunt exact la nu ce sunt, trebuie da. Să facem, știi? Ramona este așa, văd, decât să mai ne complicăm să facem acolo, că trebuie să facem la întregul, mai bine facem bucătăria asta întâi, camera, ca lumea, cum trebuie, începem cu asta în față, să facem camera frumos, când e gata făcută asta, aranjată, dată în folosință, cu rigip, cu lavabil, cu tot, ne apucăm și o reparăm pe aia altă. Și asta rămâne. Asta dă o cameră, știi? Și asta e o variantă. E bună și varianta asta. Da. E foarte bună. Acum sunt prea multe variante, aia e problema. E bună și varianta asta, că mă gândeam aseară, zic, să las pe asta ca un hol așa, să fac mai mică, de acolo încolo să mă duc iar cu o cameră, trebuie să iau pământul la lopată, să-l dau mai încolo, că n-am loc de grămadă la pământ să mă duc. Știi? Și asta l-ai pus tu așa să nu le plouă, nu? Cu... Asta le-am pus eu ca să nu le plouă. Să nu le plouă, sunt da. Paturile, da. Sunt geamurile, da. Toate, dacă, dacă stă în apă, putrezește acolo, nu da. Faci nimic cu ele. Păi nu, că e bine că le-ai învelit. Da, păi de-aia le-am învelit cu folie. Mamă, dacă te-am cărat aici două zile, ori m-am scos ăsta de casă, am băgat și fărinul de până geamă.
Dar n-a avut... Am băgat și fonierul, covoarele... Să le aduci ceva cu o căruță, cu ceva pe toată odată? N-aveam sau? N-aveai de unde să iei. Și n-aveam bani să o plătesc, că n-aveam niciun leu. De-aia că era cu căruță, cum am putut. Când mi-a zis un băiat, bă, ai pus soba. Băi, nebunul, ai pus toată soba, zice. Toată am pus-o. Păi și cum urci, mă, acum partea aia, ce cu bărvale, dar pe aia cum urci? Ai niște că urc eu, am dat jos din ea. Ai. Am dat jos din sobă. Ai, pe marginea... La plăci, nu? Le-am urcat. Aha. Plăci până la vecinul la poartă. După aia când am ușurat căruțul, am urcat cu el. Mai ușor și nu le-am încărcat iar. N-aveam cum să urc în partea aia. Da, e... Că vin tocmai de la magazinul, de sus, de acolo. A, acolo e casa. De acolo, pe strada aia, spre mine, unde a fost mina de cărbun. În zona. De acolo vin cu el, știi? Și Ramon a zis că ar fi bine, ar veni bine camera aceea. A zis și Ramon, și ar veni nemaipomenit aici făcută camera, ar fi, și are și ea dreptate. E mai la umbră, e băgat altfel aici, știi? Da. Și am face o cameră lejeră aici. Să aleg, dar întâi trebuie ales toți ăștia, trebuie ales toți. Asta este când faci o cameră de nou, asta e când o adaugi lua asta și o repar, știi? Că nu mai e ca cu aia, cum era cu aia, știi? Și până dacă reușim să facem aici ceva ca lume, ori aici, ori dacă noi am dat ideea acolo, pe placa de beton ar fi mai bine, că vezi din drum cine vine. Aici dacă stai în cameră, nu vezi la poartă cine vine.